Lăudați să fie Dumnezeu. Când am intrat aici, am simțit ceva. Știți ce am simțit? Am simțit cerul. Fiindcă eu caut cerul de 26 de ani, frații mei. Și simt prezența Duhului Sfânt. Simt prezența Duhului Sfânt. Știți de ce? Fiindcă El este aici. Mă focur pentru toți cei ce sunt aici. Dar știți ce mă bucură mai mult? Că văd schimbarea la față. Iisus Hristos, când s-a urcat să se roage, după ce a coborât, a avut schimbată fața. Moise, la fel, când s-a rugat, a avut fața schimbată. Astăzi ne întâlnim cu cerul, frații mei. Avem dreptul să gustăm cerul. Fața ni s-a schimbat. Am întâlnit frați și oameni care spuneau în vechime, cu mulți ani înainte, uite cum merg pocăiții, au fața schimbată. Stau și te întreb pe tine, frate și soră. Ne apropiem noi atât de mult de Iisus Hristos ca să avem fața schimbată. Fiindcă cu cât ne apropiem mai mult de El, avem fața schimbată. Doamne, ajută-ne să ne schimbăm fața. Fiindcă apropierea de Dumnezeu ne face să fim schimbați. Vin cu vorba care spune Pavel, nu mai trăiesc eu, ci trăiește Hristos în mine. Noi suntem oglindirea slavei lui Hristos. Păi dacă frate și soră trăiește Hristos în tine, cel din fața mea, din stânga mea, pe cine vede? Pe fratele Dorel sau pe Hristos? De multe ori, așa cum au spus și frații, mergem la lucru, dar nu arătăm că trăiește Hristos în noi. Nu arătăm, vă spun sincer. Fiindcă dacă ne unim cu Cel din lume, suntem și noi lumești. Dumnezeu să lucreze în chip minunat. Cuvinte minunate s-au spus azi dimineață. S-au spus cuvinte prin Duhul Sfânt. Eu lucruri din astea caut de 26 de ani. Și am cunoscut un Dumnezeu al minunilor, frații mei. În viața mea au făcut multe minuni. Și aș vrea să mă apropii, scurt este ceasul, este aproape de ora 12 și n-aș vrea să fiu lung. Dacă îmi permiteți, am să fac o scurtă mărturisire. Și este spre rușine mea, spun lucrul acesta, pentru neascultare, frații mei. Fiindcă eu am obiceiul și am avut obiceiul, dimineața la 4 mă sculam și stăteam de vorbă cu Dumnezeu. Și eram acasă în România în 2010, dacă nu mă înșel, și m-a sculat Duhul Domnului să mă rog și mi-a spus așa, am să te trimit într-o lucrare, am să te trimit acolo unde se cheamă numele meu, dar gura ta să nu tacă, să vorbești, fiindcă vor fi mulți împotrivitori. Am zis, Doamne, mă duc. N-au trecut 3 zile și a venit un frate la mine și mi-a zis, frate, vii cu mine în lucrare. În satul vecin se face noapte de veche. Mă duc. Am început să înțeleg ce vrea Dumnezeu să-mi spună și m-am dus acolo. Când am ajuns acolo, exact ceea ce a vorbit Dumnezeu, dar fratele Dorel a tăcut, nu a spus nimic. Nu s-a dus la cuvânt și nu a spus nimic. Au fost împotrivitori care au venit împotriva Duhului Sfânt, împotriva prorocilor și fratele Dorel a tăcut, frații mei. Am plecat acasă plângând și n-au trecut 2 zile. Și a venit la mine un vas și m-a spus așa, ascultă, suflet de bărbat, fiindcă n-ai ascultat de glasul meu. Am să te trec în țărână. Am să te trec prin boldul morții. Iar dacă și acolo unde te voi trimite în boldul morții, gura ta va tăcea, nu vă mai ieși. N-am înțeles pe moment mesajul. N-au trecut 3 zile și am dat în cancer, frații mei, cancer de colon. Eram în stadiu 4. Sunt pe nevastă mea și zice, nevastă mea, ce s-a întâmplat? Era în Italia, stătea la bătrâni, eu în România slujeam Domnului, așa cum știam eu. Zice, nevastă mea, imposibil să ai cancer. Mi-au dat doctorii verdictul, am cancer.
du-te, fă-ți analizele. M-am dus la analize. A stat în spital internat și aud un glas care îmi spune așa înainte de a pleca: acolo unde te voi trimite în spital, iar dacă gura ta va tăcea din nou, n-ai să ieși din bolta morții. Am zis: Doamne, iartă-mă că sunt un om păcătos. Nu merit, Doamne, bunătatea ta. Am fost trimis în spital, mi-am luat bagajele cât mi-a trebuit și am fost internat în spital. Ca de obicei, nu mă laud, este lauda lui Dumnezeu. La 4:30, la 5, mă pun pe genunchi. Acolo cu mine în salon aveam 3 bărbați. Unul avea aparat pentru a-i face inima să pulsioneze. Aveam un om surd, care n-auzise cu mulți ani înainte, nu mai auzea nimic. Și aveam un om paralizat, căzuse din pom, din doanele rupte și era blocat și pe pat oamenii schimbau asistentele de Pampers. Eu nu știam, n-am avut de unde să știu ce Dumnezeu a avut, care era planul lui cu mine și cu ei. Toți acești 3 suflete erau copii de Dumnezeu, frații mei, pastor, predicator și lucrător. Să luăm aminte ce Dumnezeu vrea să facă cu noi și cum Dumnezeu lucrează cu noi, frații mei. Ce face Dumnezeu pentru neascultare? Vă spun sincer, toți suntem lucrători în via lui Dumnezeu. La Dumnezeu nu există șomer. Dacă credeți că stați acolo pe bancă și destul, cum au spus frații, să venim în adunare și gata, nu-i destul. Trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu, frații mei. În timp ce mă rugam în prima zi de spital, când eram, m-am pus pe genunchi, a venit omul acela care avea simulator în inimă și mi-a zis: nu te rogi și pentru mine. Am zis: mă rog. Nu putea să meargă 5 metri, obosea, și doctorii i-au dat verdictul că nu mai puteau să schimbe aparatul, că era prea obosit corpul, era prea bătrân și era frică cu riscul să nu moară. Am zis: mă rog, știe Dumnezeu. Și m-am pus pe genunchi și m-a rugat, frații mei. Ne-am rugat, omul acela surd nici nu m-a băgat în seamă. La ora 11, când a venit asistenta să ne dea medicamentele, să ne pregătească pentru cină, eu din nou eram pe genunchi. Vine asistenta la mine și spune: ești un om pocăit. Te-am văzut diferit, fața ta strălucește. Ești diferit de oamenii aceștia. Am o rugăminte. Te rog să nu faci gălăgie în salon, să încerci să faci cât mai discret. Am zis: Doamne, Tu ești mare. N-am greșit cu nimic, doar mă rog, Doamne, am zis. Te rog frumos să faci mai discret. N-am zis nimic, am zis: Doamne, Tu ești mare. După masă, iară m-am rugat. O zis fratele ăla cu ce avea fratele, persoana care avea problemă cu inima, mi-a zis: simt că trebuie să mă rog cu Tine. Nu știu ce se întâmplă în ființa mea, dar trebuie să spun ceva. El vrea să mărturisească sărac om, dar nu putea, n-avea curajul. Am zis: lasă că Dumnezeu știe totul. Marți dimineață, când m-am pus pe genunchi, la ora 4:30, mă trezesc cu el lângă mine, frații mei. El se ruga și el cu mine. Nu cuteza să strige tare către Dumnezeu, că era frică să nu-l doare inima sau să nu pățească ceva, să nu obosească. Dar Dumnezeu este acela care l-a ajutat și până la sfârșit a dus la bun sfârșit rugăciunea. Mi-a zis așa: vreau să mă așez lângă tine la pat și vreau să-mi vorbești despre Dumnezeul tău. Și am început să vorbim frumos despre Dumnezeu. În salonul din dreapta, deci pe partea altă, cum intram în coridor, erau femeile. Pe partea stângă erau bărbații care erau cu cancer, frații mei. Era o durere pe coridor, strigau oamenii care erau într-o stadie avansate, plângeau părinților, copiilor, căci cei în durere plângeau și ceilalți plângeau de durerea lor. O venit la mine o femeie și mi-a spus așa: te rog frumos, mi-a spus asistența că tu ești un om pocăit. Vino și te roagă și pentru sora mea, este bolnavă. Nu suportă hainele pe ea, frații mei, de durere ce avea. Avea cancer la sân și era într-o stare foarte avansată. Doctorii nu i-au mai dat șanse de trăit. Câteva zile. Am zis: eu n-am putere să pot să fac vindecări, eu n-am putere să fac nimic. Eu am doar putere să mă rog și aș vrea să mă opresc puțin aici. Mă adresez celor care vestesc Evanghelia și spune cuvântul Dumnezeu: puterea rugăciunii are efect. Așa e, frate mie, Ilă?
Puterea rugăciunii, puterea cuvântului are efect. Și puterea credinței. La puterea cuvântului lui Iisus Hristos, când a strigat, a ieșit Lazar afară. La puterea rugăciunii femeii cu 12 ani de scurgere, a fost eliberată. Doamne, dă-ne putere. Fiindcă temelia pocăinței stă pe ăștia trei, frații mei. Toate nu se pot face fără putere. În ziua cincizecimei, prima dată, nu declară că s-a coborât Dumnezeu, se spune că a coborât o mare putere, așa e? Păi dacă nu e putere rugăciune, frații mei, cum să putem să vină Domnul Iisus? Și am spus la femeia aceasta, eu n-am putere să fac nimic, am specificat corect ceea ce vreau. Eu nu aveam putere, l-am slăbit. Și mi-a zis, așa este destul, doar să te rogi. Am zis, facă-se voia ta. Ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat. Femeia aceasta a stat cu noi pe genunchi. După ce am terminat rugăciunea, a zis, mă duc, că nu se mai aude gălăgie. Rugăciunea durase vreo 10 minute. Și ceea ce mă bucur, că în locul acesta când a venit, am găsit rugăciune de 10-15 minute. Nu ca în alte biserici, de 2-3 minute și stop, gata, s-a terminat. Aici mă bucură faptul și la voi și este lauda la Dumnezeu. Căci este rugăciune dată prin Duhul Sfânt, nu de 2-3 minute și de 10-15 minute. De aceea v-am spus că ce-am gustat cerul când am venit aici. Domnul să lucreze între voi. Ceea ce mă bucură faptul că când am terminat rugăciunea, femeia nu mai era între noi, m-am mirat puțin, a rămas puțin uimit și am zis, Doamne, ce se întâmplă? A venit femeia la mine și a spus, sora mea nu mai văitat, nu mai avut dureri, se simte mult mai bine, dar te rog frumos, i-am adus haina, roagă-te pentru ea, n-am putere să fac lucrul acesta. Eu doar am putere ca și el să coboare și el să atingă de rană și acolo unde este rană el să vindece. A venit omul surd la mine, frații mei, și a spus, încep să te aud puțin dacă îți pierd mai tare. A venit asistenta, vine și diavolul. Te rog frumos să fii mai discret, oprește-te, că și toți oamenii vin la tine. Zice că tu ești vindecător. Nu, nu. Fratele Dorin nu e un vindecător. Cel ce vindecă este Iisus, eu sunt doar un slujitor. Frații mei, a sluji e un lucru mare. Dar nu putem să facem lucrul ăsta dacă venim în coasta lui Dumnezeu. Mulți bun, da, Doamne, noi suntem slujitori, dar nu ne supunem. Așa cum spunea și fratele bătrân, care a fost adineori la cuvânt, noi de multe ori nu ne supunem. Spunem că facem alte lucruri sau mari lucrări, dar când e vorba mea, bine, stăm acasă, așa e? Că trupul e plin de râvnă sau sufletul și trupul e neputincios. De multe ori ne lăsăm de trânjală. Așa e, fraților? Și de multe ori zicem, lasă că mai este timp și altă dată. Nu. Când odată am promis și am făcut o promisiune și ne-am făcut încredințarea, ne-am încredințat lui Iisus Hristos, nu mai sunt al meu, ci sunt al lui Hristos. Ci nu mai fac ce vreau eu și fac ce vrea Hristos cu mine, așa-i? Păi din moment ce sunt al lui Hristos și am Duhul Sfânt și am primit, așa cum spune fratele păstor, am primit arvuna Duhului Sfânt, care menționează Biblia și spune în Biblia. Dacă am primit Duhul Sfânt, înseamnă că nu mai fac ce vreau eu. Fac ce spune Hristos și ce vrea Hristos. Vedeți ce înseamnă dacă nu ascultăm de glasul Dumnezeu? Toți aceia care cred că e destul să venim în adunare, nu e destul. Trebuie să ascultăm de glasul Dumnezeu, frate și soră. Să mergem să facem sfântă voia Lui. Fiindcă Dumnezeu de aceea ne trimite la văduva săracă, la orfan, la pușcării, peste tot să mergem. De ce? Atunci când va veni timpul, când va spune cuvântul Dumnezeu, Doamne, dar cât am făcut de lucrul acesta? Adevărat vă spun. Căci când l-ați căutat pe omul sărac, nu pe el l-ați căutat, ci pe mine. Doamne, dă-ne înțelepciune să căutăm, să căutăm pe văduvă și pe cel sărman de pe stradă să-l luăm. De multe ori am auzit, frate, păi da, eu să-i dau lui ăla, căci să duce și bea sau face altceva. Nu-i treaba mea, frate. Ceea ce Dumnezeu pe mine m-a zis, frate, eu trebuie să dau numele Domnului. Dacă Domnul Iisus m-a trimis, eu trebuie să fac datoria mea. Cât despre el știe Dumnezeu, el știe totul. Acum aș vrea să revin din nou la cuvântul, adică la mărturisirea care aș vrea să vă spun. Vine la mine omul bătrân și îmi spune, ăla surd, care n-auzea bine, când tu predici Evanghelia, eu aud. Când nu mai predici Evanghelia, nu mai aud nimic. Vorbea cu mine
jumătăți de vorbe, fiindcă nu înțelegeam, fiindcă nu auzea bine. A treia zi, frații mei, s-a pus cu mine pe genunchi și a început să curgă dopuri din urechi. Și s-a ridicat sus în gura mare și a început să strige: aud. Aud glasul lui Dumnezeu. Tata, diavolul nu doarme, frații. A venit la mine directorul spitalului. Tu ești Dumnezeu aici, tu faci vindecări? Toți oamenii se cer la tine în salon. Te rog frumos să te iei, să pleci din salon. Să pleci de aici, din spitalul acesta. Tăcut, n-am zis nimic. Am început să plâng și am zis: Doamne, dă-mi putere să fac sfântă voia ta. Să mă duc mai departe, să pot să lucrez în viața ta. Fiindcă asta este voința Domnului. Nu-i așa, frații mei? A venit la mine surdul acela, omul acela surd, îmi cer scuze dacă am specificat în felul acesta, și mi-a zis așa: pe noi doi ne-ai lămurit cu Dumnezeul tău, hai să ne rugăm și pentru ăla care e pe pat. El săracă nu putea să spună mai mult decât de. Era paralizat. Ne-am pus la patul lui, eu cu omul acela care era cu inima și surdul, cum spuneam eu, la col la patul lui și ne-am rugat, frații mei. Toți strigau în gura mare, vă spun sincer. Și să știți că rugăciunea este ascultată. Când Dumnezeu ascultă, El duce la bun împlinire, ascultă rugăciunile noastre. Când ne-a ridicat după genunchi, frații mei, vă spun sincer, bătrânul era în picioare. Bătrânul era în picioare, nimeni nu l-a ridicat. Până atunci, femeile schimbau asistentele, schimbau pampersul. El nu putea să se ridice, nu putea să strânge, s-a ridicat sus. Avem un Dumnezeu mare, milostiv și bun, frații mei. El face minuni, așa-i? Numai de multe ori noi nu ascultăm glasul Lui. Prin cine Dumnezeu lucrează, nu prin oameni. Dar dacă noi nu le lăsăm ascultați, ce facem, frații mei? Doamne, dă-ne înțelepciune să lucrăm. Nu sunt predicator, nu sunt evanghelist. Nu sunt un vestitor, cine știe ce dat cu renume în toată Germania sau peste tot. Dar și cine sunt? Sunt un copil de Dumnezeu care vreau să mă pocăiesc. De multe ori am greșit, știe Dumnezeu, și greșesc. Biblia spune așa, în psalm: iată, ei sunt doaie și cată, dar noi ne ridicăm. Nu spune că noi nu cădem, frații mei. Cădem în ispită, cădem în greșeală, de multe ori. Dar Dumnezeu este acela care ne dă putere să ne ridicăm, așa. Dar cel mai important lucru în viață, știți ce este? Să ascultăm la sub Dumnezeu. Fiindcă un tânăr în vechime am găsit, care Dumnezeu l-a ales, și mama lui, așa cum spunea frate, l-a promis când dă în casa lui Dumnezeu. Știm despre cine este vorba. Când l-a strigat Dumnezeu, nu înțeles glasul lui. Prima dată s-a dus la preot, la el, da? Și a spus: m-ai chemat? Nici noi de multe ori nu cunoaștem glasul lui Dumnezeu. Frate și soră, dacă nu cunoști glasul lui Dumnezeu, ai aici Biblia în fața ta, care te ajută să înțelegi care este glasul lui și voia lui. Fiindcă El tot timpul are un mesaj pentru tine, pentru sora, pentru fratele, pentru cel care este pe drum sau pentru cineva. Dacă ești mesagerul Lui, dacă ești în casa Lui și ești slujitorul Lui, supune-te, frate. Fiindcă Biblia spune: și dracii cred și se înfioară, dar ce nu fac? Nu se supun. Doamne, dă-ne înțelepciune să ne supunem, ca să ascultăm de glasul Tău. Fiindcă este minunat cu Dumnezeu, frații mei. Eu vă spun sincer, eu m-am bucurat în dimineața zilei de astăzi. Fiindcă în dimineața zilei de astăzi, eu am gustat cerul împreună cu voi. Am simțit prezența Duhului Sfânt. Și aș vrea ca cu toții să rămânem așa, în prezența Duhului Sfânt. Fiindcă câte vreme suntem în contact cu El, nimic nu va dăuna asupra noastră. Încerc să mă limitez la cuvintele acestea și zic ca Dumnezeu, El să lase în continuare harul Lui și bunătatea Lui peste tot. El să fie lăudat acum și până veci. Amin.